Una dintre cele mai importante clădiri monument arhitectonic este și cea cunoscută mai puțin de către romașcani ca Palatul Administrativ, printre puținele imobile care au scăpat de mutilările urbanistice ale epocii de aur. Clădirea aflată în centrul municipiului are și ea nevoie de reparații capitale serioase. Ele depind însă de fondurile europene, ce pot fi atrase pentru reparațiile la imobilul care adăpostește primăria, judecătoria și administrația financiară. Suntem în discuții foarte avansate cu reprezentanții ANAF și cu reprezentanții Tribunalului Neamț pentru acest parteneriat de reabilitare a clădirilor publice. Este vorba de o finanțare europeană care are termen maxim de depunere luna august a acestui an. Condiția de bază pentru acordarea finanțării este ca în ultimii 5 ani să se fi făcut investiții în infrastructura clădirii. De aceea, în ultima perioadă, nu am prins această sală de festivități pentru a fi reabilitată. Cu ocazia acestui proiect, pe lângă reabilitarea termică a acestei clădiri, putem prinde și consolidarea clădirii, dar și dotări la interior, printre care și această sală mare de ședințe, care să fie făcută la standarde ridicate. Clădirea Palatului Administrativ a fost construită între anii 1933 și 1937 pe un teren donat de liberalul Ioan Manolescu Strunga, după un proiect al reputatului arhitect Moșinski.